Ne găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, și de aici vom citi începând cu versetul 63. Zaharia a cerut o tăbliță și a scris zicând: numele lui este Ioan. Toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela înmuntos al iudeii se vorbeau despre toate aceste lucruri. Și acum toți cei prezenți de aici și alții în jurul nostru, toată viața noastră, nu? Toți cei ce le auzeau, le păstrau în inima lor. Băi, ați auzit ce s-a întâmplat? N-a vorbit, ați auzit? Le păstrau în inima lor, pentru că era o tensiune în aer și toată lumea întreba: oare ce va fi pruncul acesta? Știe cineva? Noi nu, dar el da. Oare ce va fi pruncul acesta? Și despre el se spune un singur lucru: mâna Domnului era într-adevăr cu el. Oare ce va fi pruncul acesta? Stai să răspundă Zaharia prin Duhul Sfânt, începând cu versetul 76. Ce va fi? Tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat, soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să îndrepte picioarele lor pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în Duh. Amin. Să luăm loc. Rugăm pe Bunul Dumnezeu ca, așa cum ne-a promis, să verse asupra sufletului nostru în clipele acestea călăuzitorul. Voi trimite pe Duhul Sfânt care vă va călăuzi în tot adevărul. Căci, iubiții mei, Scriptura nu e o carte. Avem cărți la librărie. Scriptura este o experiență cu Duhul Sfânt. Multă lume a auzit acolo glasul acela care a zis: l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Unora li s-a părut că a tunat. Celor care au fost călăuziți de Duhul Sfânt, cuvântul le-a fost clar și a putut să distingă în persoana celui care era atât de umil pe Fiul lui Dumnezeu. Acesta este rostul nostru aici astăzi. Așadar, ce va fi copilul acesta? Iubiții mei, nu știu dacă ați observat că împotriva copiilor s-a dus, se duce și se va duce război crânce, sângeros, până la sfârșitul lumii. Înțeleg să te bați cu armata din Rusia sau din Ucraina, dar să te bați cu un copil? Vă amintiți ce s-a întâmplat în Egipt? Ei au atacat copiii. Vă amintiți ce s-a întâmplat la Betleem? Au atacat copiii. Știți bine ce se întâmplă în școli acum, pe străzi, în cărți, pe internet, pe telefoane. Știți ce se întâmplă? E război împotriva copiilor. Pe noi ne-au lăsat în pace. Noi suntem răi pentru că vrem să fim răi. Copiii aceștia n-au apărarea pe care o are un adult. Ei nu se pot apăra de atacurile acestea, dar ei sunt păziți de Dumnezeu. Așa se face că nu numai faraonul Crud a fost ridicat în Egipt, care a vrut să ia viața copiilor, ci a fost ridicată și, au fost ridicate și cele două moașe care au protejat viețile lor, și așa se face că prin ele Dumnezeu a lucrat și istoria lumii este astăzi unde se găsește, din mâna lor. Totdeauna va fi așa. Întrebarea aceasta însă ne vizează și pe noi. Ce va fi copilul acesta? Nu-l întreabă pe el, ne întreabă pe noi, întreabă părinții lui,
Întreabă biserica, întreabă societatea, școala, toată lumea, absolut, ca să fie crescut un copil nevoie de un sat, cu tot felul de lucrări acolo. Și atunci ne întreabă pe noi așa. El abia a dat bună ziua vieții pe pământul ăsta. Dar pe noi ne întreabă așa. Ce veți face voi din copilul acesta? Cum vă veți purta voi? Cum veți trăi voi? Și ce va deveni el datorită purtării și trăirii voastre? Voi aveți un cuvânt de spus, un cuvânt foarte serios la zidirea vieții acestui copil. Fie în bine, fie în rău. Ce va fi copilul acesta? Răspunsul nu depinde numai de el. E adevărat, Dumnezeu are un plan, pentru că tu pruncule, ești chemat. Este o chemare pe care o adresează Dumnezeu, fiecăruia dintre noi. Dacă vei răspunde sau nu, aceasta este alegerea ta. Dar tu și cu mine suntem datori să nu punem nicio piatră de potignire pe calea acestui copil. Este o problemă atât de gravă în ochii lui Dumnezeu încât spune acelui om care face așa ceva, care potignește un copil, acelui om care face un copil să învețe răul, acelui ar fi mai bine să-i fie legată o piatră de gât și plonjată în apă. Așa ce, atât de severe lucrul ăsta, atât de severe este. Dacă Dumnezeu a legat un astfel de blestem de comportamentul care corupe caracterul unui copil. Și lucrul acesta îmbracă forme foarte subtile. Aparența de cultură, de educație și așa mai departe, de progres în societate, de una de alta, este de fapt o învelitoare de ciocolată a unei otrăvi ucigătoare care se duce la sufletul copilului, nu la creierul lui, care alterează omul duhovnicesc, proiectat, chemat de Dumnezeu să fie lumină pe pământul acesta. Așadar, tot ce ține de noi, iubiții mei și iubita biserică, pretutindeni, tot ce ține de tine, trăiește și lucrează în așa fel încât copilul acesta să cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Povara unui păstor, el poartă așa ceva pe suflet și după ce pleacă de aici. Deci ați fost în concediu? Nu, am fost de la 17 ani, zic, n-am fost niciodată. Nu pot să... Cum? Adică, păi știu că ați fost acolo. Da, dar am fost cu biserica în spinare, zic. Am luat-o cu mine, ca broasca țestoasă, unde m-am dus. E cu mine, e pe suflet. Și așa avea Aron pieptarul acela și purta pe piept ca totdeauna să fie conștient că el este chemat să stea între vii și morți ca să poată să-i dea acestui copil drum liber către Dumnezeu și către împlinirea destinului lui. Este vremea să înțelegem însemnătatea acestor lucruri. O biserică ce nu investește și nu acordă importanță copiilor și tinerilor ei este o biserică ce și-a pus lațul de gât, asemenea lui Iuda. Și poate nu imediat, dar peste o generație, această biserică va plăti prețul greu al pustiului. Locul acesta va fi pustiu și gol, în cazul în care noi nu investim suflet și mijloace în cei care sunt chemați astăzi să vadă în noi lumina lumii. V-am așezat în locul acesta ca să vadă copilul acesta cum se merge, pe unde se merge. Ce văd ei în noi, ce văd ei în pastorul bisericii, ce văd ei în cor, în cântăreți, în toată lumea, e de neimaginat. Bă, noi câteodată ne mai asom, nu la vreo poezie sau la vreo cântare sau la ceva. Ce văd ei în aceste lucruri nu mai simțim noi. Dar pentru ei este ceva extraordinar. Și trebuie să ținem seama cum ne privesc ei pe noi. Cum te privesc copiii tăi pe tine acasă. Trebuie să ții seama de lucrul ăsta. Nepoata noastră, având 3 ani, nu știa că eu sunt în spate și ascult ce vorbește. Ea comunica cu un robot, dialog, vorbea, îi răspundea și cu telefonul la ureche îi spune acestui robot despre mine. Zice, papa Nicu este aici la noi, așa, și el este cel mai bun prieten din întreaga lume și a desfăcut mâinile așa. Așa a spus ea la telefon, acolo. M-a trecut un fulger, zic, uite ce vede copilul ăsta în mine. Eu nu sunt în vizită pe aici.
Nu sunt în trecere, hei, și nepoții, dă-te mama încolo, la parte. Nu, no, eu nu sunt. În ochii ei, eu sunt cel mai bun prieten din întreaga lume. Asta a spus. Tatăl ei a auzit-o, ginerele meu. Și mi-a spus, zice, m-am speriat când am auzit-o pe ea spunând aceste cuvinte în dreptul tău. Cine este pastorul bisericii în ochii copilului? Cine sunt părinții în ochii? Cum te privește el pe tine? Tu trebuie să răspunzi așteptărilor acestora. Tu trebuie să știi cum ești privit. Trebuie să nu dezamăgești niciodată inima aceasta care și-a pus încrederea în tine. Ea nu cunoaște pe Dumnezeu decât prin tine. Și tu trebuie să trăiești de așa fel încât nimic din viața ta să nu potignească un astfel de copil. Ce va fi copilul acesta? Ceea ce vom investi, ceea ce vom zidi, ceea ce vom pune în viața lui. Aceasta va fi. Și sunt convins, iubiții mei, că aveți cele mai bune dorințe, cele mai bune intenții. Biserica Pentecostală este cunoscută în lume pentru tineretul ei frumos. Este o pildă pentru lume ce faceți voi, prieteni dragi, și este un model. Lumea trebuie să se umilească și să recunoască faptul că voi ați prețuit mult pe tineri. Voi ați deschis drum pentru slujirea lor. Și acest lucru se vede în mii și milioane de oameni care se închină astăzi pe pământul nostru lui Dumnezeu prin generația tânără. Nenumărate biserici au pierdut pe tinerii lor. Și este numai normal. Așa și spune Biblia. Cine seamănă puțin, asta este. Nu e normal să fie așa? Iar cine seamănă mult, mult va secera. Și mă rog lui Dumnezeu să crească această bunăvoință deosebită și așa cum a făgăduit bunul Dumnezeu, vin zile, spune prorocul Ioel, capitolul 2, în care voi turna Duhul meu fii și fiicele voastre, nu voi, în afară de voi care veți avea viziune, veți ști unde mergeți, știți ce vreți să faceți, în afară de voi, fii și fiicele voastre vor proroci. Acest lucru l-a poruncit Dumnezeu. Tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt. Cuvântul acesta ne este adresat nouă fiecăruia în parte. La aceasta am fost chemați. Viața noastră, indiferent ce facem, indiferent care e profesia noastră, indiferent ce se întâmplă, cum arătăm fizic, ce avem, ce nu avem, cum spunea pastorul care a vorbit, nu are importanță lucrul acesta. Chemarea noastră pe pământ este de a fi proroc al celui preanalt. L-au chemat pe un frate la securitate. Cu ce te ocupi dumneata? El era zidar. Și el spune, zice, sunt predicator al Evangheliei. El nu era pastor, era zidar. Sunt predicator al Evangheliei și între timp zidesc case. Asta este slujba mea. Și punea Evanghelia în fiecare cărămidă dreaptă. Acum am vizitat câteva familii care aveau mobilă făcută de un tâmplar creștin. Și tâmplarul acela se odihnește în Domnul de multă vreme, dar mobila lui curată, care n-are nicio fisură, deci este ceva uimitor cum a construit omul ăla, arată perfect, mobila lui continuă să predice astăzi. Cineva mi-a arătat un dulap, deci uite, este făcut de nenea Paraschiv, cel care a predicat Evanghelia și l-a mângâiat. Mi-am dat seama de prețuirea de care s-a bucurat omul acesta acolo și cum a pus el Evanghelia în lucrul lui. Fie că mâncați, fie că beți, orice faceți altceva, să faceți toate lucrurile cu slava lui Dumnezeu în minte. Sau dacă predicăm Evanghelia, să faci lucrul ăsta cu slava lui Dumnezeu în minte. Căci n-am vrut să știu între voi altceva, spune Pavel Apostol, decât pe Hristos și pe El răstignit. Altceva nu. N-am râvnit, nu că n-am luat. N-am râvnit la averile, nu mi-a trebuit averea nimănui. Nu mi-a trebuit cinstea care vine de la oameni. Nu, m-au mai înjurat, m-au mai asta. Dar zice Dumnezeu, mi-a oferit, noi nu căutăm de la oameni lucrul ăsta, noi primim de la Dumnezeu. Dar un singur lucru am vrut să știu între voi. Pe Hristos și El răstignit. Și aceasta este chemarea noastră ca părinți în dreptul copiilor. Aceasta e prima biserică. Familia noastră e prima biserică. Ați văzut preotul Iov? El era, nu a fost din casta preoțească, n-a fost niciodată, dar era preotul familiei. Și el aducea jertfă pe nume pentru fiecare copil în parte și Dumnezeu a lucrat prin el. Ați observat că la sfârșit, după ce i-a dat toate înapoi, dublu, toate i-a dat dublu înapoi, copiii nu i-a dat dublu înapoi.
decât 10, pentru că ăștia erau, aceștia erau depuși deja acolo unde trebuie, adică în tezaurului, în grânarul lui Dumnezeu. Dacă, acesta a fost pentru el cea mai profundă mângâiere. Ei nu erau pierduți. Ați observat că Biblia, atunci când vorbește despre plecarea unuia dintre noi, cum a plecat tânărul nostru de curând, când vorbește de plecarea unuia dintre noi, nu vorbește de despărțire, de adio, de plecare, ci vorbește de adăugarea la poporul lui Dumnezeu. La noi nu este absent, nu este luat de la noi, a fost luat de la noi, oh, nu, i-a fost adăugat la poporul lui Dumnezeu. Am stat de vorbă cu diversi oameni în diverse împrejurări, când, și mai ales cele tragice, groaznice, în care un părinte stă la căpătâiul unui copil. Este înfiorător. Dar nădejdea aceasta Evangheliei este atât de puternică. În cuvinte simple, este atâta putere în cuvântul lui Dumnezeu încât o mamă al cărei fiu de 24 de ani a încetat într-un accident groaznic. Am fost acolo la această mormântare. Această mamă a spus, zice, eram eu pe marginea gropii, Dumnezeu mi-a ridicat sufletul. Pentru că așa a spus Mântuitorul nostru. El a spus lucrul acesta, mă bucur că n-am fost acolo. Cum, Doamne, să te bucur că n-ai fost la Lazar când a dat? Mă bucur că n-am fost acolo. Pentru că Dumnezeu are un plan mult mai înalt decât ne-am putut noi închipui, să mai bâșbuim pe aici, pe pământul, nu știu câți ani și ce să mai facem. Planul lui Dumnezeu era cu mult mai înalt. Ați observat că pe tatăl fiului risipitor nu a răspuns rugăciunii lui. Care a fost rugăciunea lui? Rugămintea sau rugăciunea fiului risipitor, care a fost? Stați obosiți, băi. Bun. Asta e răspunsul. El a cerut, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Asta a fost rugămintea. I-a împlinit tatăl rugăciunea asta? Nu! No. Zice stare, că nu! Nu, de ce nu i-a împlinit lucrul ăsta? Păi avea un plan mult mai înalt decât acest. De la ce cerea el, fă-mă argatul tău, până la ceea ce l-a făcut tata, a fost distanță mare. Aceasta este explicația și unor rugăciuni pe care le-am înălțat noi la Dumnezeu și care nu la care n-am primit răspunsul. N-am primit răspunsul așteptat, dar Dumnezeu avea unul cu mult mai înalt. Am avut un prieten în California. El s-a luptat aici în țară să păstreze credința, a fost prigonit el, foarte prigonit la slujba lui și până la urmă l-au dus în tribunal, l-au judecat și s-a rugat la Dumnezeu să-l ajute să scape, să câștige procesul, să nu-l dea afară, că are 2 copii și e iarnă și nu are bani și să nu rămână fără salariu, fără Doamne ajută-mă, și Dumnezeu nu l-a ajutat deloc. El a văzut că Dumnezeu nu-l ajută deloc și până i-a și spus soției lui tanti Petra, zice, nu, mai se vede cu ochiul liber, Dumnezeu îl ajută pe ăsta și pe mine nu mă ajută. Uite, eu sufăr pentru credință și Dumnezeu îl ajută pe omul ăsta. Și într-adevăr că l-a ajutat pe omul ăsta de la partid și l-a dat afară. L-a dat afară din slujbă. A venit acasă, șomer, amărât, dar nu numai amărât, ci cu inima depărtată de Dumnezeu. Nu vreau să mai aud, nu vreau să mai știu nimic, Soția dumnealui spune, stai liniștit, nu porni așa. Eu știu că Dumnezeu are un plan, Nu mai trebuie niciun plan. Ei, uite, chiar dacă nu-ți mai trebuie, să știi că planul e făcut deja. Și atunci adânsa îi spune, zice, parcă aveam noi o mașină de făcut ciorapi în pod aici la casă, au dat-o jos, au cumpărat o alta, au ajuns în situația, dânsul îmi spunea mie, zice, am ajuns în situația de puneam banii în damigeni din astea de sticlă și le îngropam în pământ ca să nu mai iau ăștia de la iliciți, nu mai știam ce să fac. Luam în fiecare duminică la târg, luam mai mult de o Dacie, mai mult de o mașină pe fiecare zi. Și eu mă țineam de Dumnezeu și mă băteam cu el, nu mă lua de aici, dăm salariul ăsta, 1200 avea acolo la asta. Nu, dă-mi și Domnul, nu ți-l dau. Iară pune mâinile, mă împingea, pleacă de aici. Și în final îmi spune dânsul, zice, într-un târziu, am văzut că Dumnezeu avea un plan cu mult mai înalt decât am avut eu. Astfel că nu este loc pentru dezamăgire în viața noastră când vreodată lucrurile n-au mers așa cum am sperat. Știți de ce n-au mers așa cum am sperat? Pentru că am avut speranțele prea jos așezate. Și planul lui Dumnezeu, spune Biblia,
este dincolo de ceea ce putem crede în noi sau spera, este dincolo, este cu mult mai înalt. Să ne supunem dar lui Dumnezeu în toate lucrurile și să-i supunem și planurile noastre și năzuințele noastre și dorințele noastre și așa cum scrie Sfânta Scriptură aici să răspundem chemării de a fi proroc al celui preanalt. Tu ești chemat să dai poporului cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui datorită marii îndurări a lui, a Dumnezeului nostru. Care este condiția pentru împlinirea acestei făgăduințe a lui Dumnezeu? Pentru că unii oameni, scrie Scriptura, au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu el, l-au distrus complet, a fost făcut, dar au distrus planul lui Dumnezeu cu el, cu ei refuzând botezul. Noi nu vrem să ne botezăm. Nu. Zice, în schimb, lumea de pe stradă l-a crezut pe Ioan Botezătorul și peste oamenii aceștia a venit binecuvântarea. Joia trecută discutam cu un pilot și mi-a spus că într-o împrejurare a trebuit să conduc în țară 3 zile, aici și 3 nopți, și a dormit 4 ore în acest timp. A simțit cum a scăpat cu roata mașinii odată spre șanț, datorită oboselii, a redresat mașina, a mai supraviețuit puțin pe traseu, dar în fața unui magazin s-a rupt filmul. Știa unde este. Trecuse de multă pe acolo și am știut că este magazinul ăsta în partea dreaptă. Acolo s-a rupt filmul. Și în clipa aceea, și acum o să vă rog să urmăriți un element foarte important. În clipa aceea, zice, a apărut în dreapta mea tatăl meu. Și tatăl meu s-a uitat la mine și a spus, îmi dai voie mie să conduc? Și eu am spus, da, pentru că sunt foarte obosit. Și atunci am deschis ochii, speriat, înspăimântat. Și zice, de asta am venit să vă întreb, cum se face că totuși eram tot în fața magazinului ăstuia? Nu trecusem, deși am avut 100 la oră, dar cum eram tot acolo? De ce am fost tot acolo? M-a dat înapoi, m-am dus înainte, m-a aruncat. Nu zic, Dumnezeu nu are nevoie de timp. Totul s-a petrecut într-o clipită, într-o clipă, într-o clipită din ochi, într-o scurtă fracțiune de secundă și n-ai apucat nici să te miști din locul ăla, deși aveai viteza aceasta, dar făgăduința aceasta și glasul acesta, i-am spus acestui tânăr pilot să te urmărească toată viața ta. Când vei vrea să faci o lucrare de un fel sau altul, să-ți ajute Dumnezeu să auzi glasul ăsta, mă lași pe mine să conduc convorbirea asta? Mă lași pe mine să conduc negocierea asta? Mă lași pe mine să conduc hotărârea asta sau planul ăsta pe care mă lași pe mine să fac treaba aceasta? Și răspunsul pe care îl dă tânărul acesta, da, zice, te rog, sunt obosit, sunt foarte obosit. A fost pentru el, clipita aceea, mi-a spus personal, zice, pentru toată viața mea, aceasta este dovada puterii și iubirii lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește omul, a apărut tata în partea dreaptă și tata mi-a spus, lasă-mă să conduc eu. Ne dăm seama în câte lucruri ar fi fost diferite în viața noastră dacă înainte de a face primul pas am fi spus, Doamne, condu Tu treaba asta, deschide-mi Tu ochii, ajută-mă Tu să văd. Scriptura spune că trebuie să umblăm cu Dumnezeu până acolo încât să-i supunem gândurile noastre și imaginația noastră. Noi răsturnăm izvodirile minții, ceea ce concepe mintea noastră și orice gând îl facem rob, captiv, rob ascultării de Hristos. Doamne, eu mă gândesc să fac lucrul ăsta. Arată bine? E bine înaintea Ta așa ceva? Duce la bine lucrul acesta? Mie mi se pare că ar fi bine. Bine, dar Scriptura spune multe căi pot părea bune unui om. Da, pot părea bune. Dar la un nimeni pe o cale nebună, cu bună știință, care să se distrugă singur. De câte ori am intrat noi pe o cale care ni s-a părut foarte bună și s-a dovedit la sfârșit că n-a fost bună. Ce a lipsit din treaba aceasta? A lipsit clipa aceea în care s-a auzit glasul, mă lași pe mine să conduc treaba aceasta. Lucrul acesta trebuie să meargă cu noi așa cum a scris prorocul Isaia. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul,
Dați foarte multe drumuri aici. Iată drumul. Ăsta este. Dintre toate posibilitățile acestea, uite, ăsta este. Iată drumul, mergi pe el. Lucrul acesta să ne urmărească pe pământul acesta în tot ce vom face, pentru că Dumnezeu ne-a chemat pe noi să fim o cetate pe munte, să fim sarea pământului, care oprește stricăciunea, pe de o parte, prieteni iubiți, sarea aceasta care oprește stricăciunea și doi, sarea aceasta care pune în valoare gustul mâncării. Adică sunt daruri și talente în copiii noștri care s-ar putea să, și în cele mai multe cazuri, după cum spunea cineva, cimitirul e cel mai bogat loc, acolo s-a dus lumea cu toate darurile care n-au fost niciodată folosite în viața aceasta, că nu a fost nimeni care să pună în valoare un astfel de dar. Și noi suntem chemați să fim sarea pământului. Oamenii zic că sarea dă gust mâncării. Păi ce gust să dea, că ea nu are gust. Sarea nu are gust, are gust de sare. Ce gust să dea mâncării? Dar dacă o pui în mâncare, gustul mâncării iese imediat, se simte altfel. Și în viața oamenilor se găsesc daruri așezate de Dumnezeu pe care numai sarea aceasta a Duhului lui Dumnezeu poate pune în valoare. Ați văzut cum a luat Barnaba pe Pavel, pe Saul, care nimeni nu credea în el. Toată lumea se îndoia de el. Cine? Cum să fie asta? Până ieri a fost un mare criminal și acum a devenit apostolul Pavel. E imposibil. Frații se fereau de el. Nu credea nimeni că este apostol. Dar a fost un singur om, sarea pământului, care a văzut în el darurile lui Dumnezeu, Barnaba, și l-a luat frumos, l-a dus la apostol și a spus: aveți cuvântul meu și eu pun creditul meu înaintea voastră, am convingerea înaintea lui Dumnezeu, contați pe mine că omul acesta e adevărat. În ceea ce spune, este adevărat. Și așa a devenit el apostolul Pavel. Pavel mai târziu face o greșeală destul de gravă. Când tânărul Marcus chioapătă odată și pleacă acasă, Pavel refuză să îl primească înapoi. Nu ne mai trebuie. Cine ne-a părăsit acolo și a plecat, dacă s-a dus și a plecat să meargă și nu vrea să o primească. Barnaba insistă, dar nu se poate face așa ceva. Tu știi cum te-am adus eu pe tine aici și așa trebuie să-l aducem și pe tânărul ăsta. Păi a fost tânăr, este frică. Poate a avut cine știe ce fel. Nu, Pavel este neînduplecat. După care ei se despart în momentul ăla. Dar atunci vine un timp în viața lui Pavel în care el se pocăiește și pe aceea scrie: adun pe Marcu aici. El s-a zmerit și și-a dat seama că e chemat de Dumnezeu nu să îndepărteze pe tânărul ăsta care într-adevăr a lunecat, a căzut. Nu numai să nu-l îndepărteze, ci să pună în valoare darul și viața lui. La aceasta suntem noi chemați întâi și întâi pentru casa noastră, cel din tâi pentru casa noastră, apoi împreună pentru casa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta va avea un impact de neimaginat aici în Cluj, pentru tot orașul. Și de aici mai departe. Dar totul începe în inima noastră. Dacă inima noastră va fi deschisă pentru cel ce stă la ușă și bate. Dacă inima noastră va fi deschisă. El va intra. De aceea spune, dacă aude cineva, bătaia la ușa inimii este la orice inimă. Nu orice inimă se deschide. Nu orice inimă se deschide. Dacă ar fi după Dumnezeu, aseară am fost în comuna Bădenea, a fost o întâlnire într-un cort mare acolo cu foarte mulți tineri și s-a prelungit vorbirea până la miezul nopții azi noapte. Și aceasta a fost discuția. Era un tânăr care vorbea, nu, Dumnezeu a luat pe unii, lasă pe alții, i-a predestinat și am spus, băiatule, nu e bine să-L întrebăm personal pe Dumnezeu? De ce să luăm noi teorii de-astea care spui tu sau care spun eu? Pentru ce? Hai să-L întrebăm personal pe Dumnezeu. Unde este El cu privire la mântuirea orașului acestuia și a lumii? Și au zis ce ne spune El nouă personal. Numărul 1. Eu nu doresc moartea păcătosului. Numărul 1. Eu nu doresc așa ceva. 2. Ce doresc? El dorește ca niciunul să nu piară. El dorește ca tot să vină la pocăință. Uite glasul lui Dumnezeu. Acesta este El. E adevărat că nu vor veni toți. E adevărat că mulți sunt chemați și puțini sunt aleși, dar nu de la Dumnezeu e treaba asta. În cel privește pe El, are dorința harului Dumnezeu care aduce efectiv mântuire pentru toți oamenii. A fost arătat.
Harul acesta în care fiecare om, spune capitolul 1 din Ioan, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume, dar ăștia, domne, care sunt prin insulele Sentinel acolo, sălbatici, aia n-a intrat nimeni la ei, ce se întâmplă? Nu, Biblia a spus așa, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Și nu luminează într-un fel artificial sau vreun astru pe cer, ci luminează prin tine, prin mine, printr-un copil. Așa lucrează Dumnezeu. Am avut o mică intervenție la inimă de câtva timp și am promis doctorului, m-a întrebat dacă mi-e frică, i-am spus că nu mi-e frică. Zic, știu în cine am crezut. Zic că să nu-ți fie ție frică să faci vreo greșeală. Zic că dacă faci vreo greșeală și stă inima mea, zic că ai pierdut povestea de la sfârșit. Nu are cine să ți-o spună, că zic, eu îți spun ceva care altul nu știe, decât eu știu treaba asta. Și zic, tu trebuie să fii atent. Și doctorul zice, am să fac tot ce pot să nu fac vreo greșeală, ceva. A terminat cu bine operația și după aceea spune, a chemat asistentele acolo, veniți încoace să ne spună pastor Nick povestea. Și am spus, uite, povestea mea este una foarte simplă, pe care am cunoscut-o personal. Îmi place foarte mult să mă duc prin sate, mă duc, discut cu oameni, intervievez, vreau să știu de la mâna întâia cum stau lucrurile. Și le-am spus lor, uite, într-o scurtă frază, niciodată să nu disprețuiești pe solul Domnului. Niciodată. Că e un copil, că e un bătrân, că e unul bolnav, că e unul urât, frumos, nu ai treabă tu pe ce bază a ales Dumnezeu, alege pe cine vrea Dumnezeu. Tu ești chemat să arăți respect pentru solul Domnului. Atât le-am spus lor și le-am povestit istoria aceasta. Când m-am dus într-o comună, la o casă unde aveam o familie de prieteni, văd că este pustiu, nu mai e nimeni acolo. Dar așa de repede, săptămâna trecută era gospodărie mare aici și acum nu mai este nimic, nu mai era nimic, absolut. Un om cu bicicleta, domne, unde sunt oamenii ăștia, ce e aici? Păi nu ați auzit, nu am auzit nimic, nu știm ce s-a întâmplat. Vino încoace să-ți arăt ceva. Și m-a dus în spatele casei și toți erau o casă din asta de pământ cu pereții bătuți, pereți groși așa bătuți de pământ. Și tot spatele casei, cum ar fi aici, tot spatele era căzut în casă, înăuntru. A căzut zidul ăsta, tot zidul ăsta a căzut în casă. Și era atâta de gros. Unde îi găsesc? I-am găsit. Ce s-a întâmplat? Ce o să se întâmple? Zice, dormeam și ne-am pomenit cu cel mic. A intrat în dormitor. Și cu ochii închiși, tati să dărâmă casa. Chiar așa știe un copil de dărâmat casa? Duhul lui Dumnezeu i-a spus, zi cuvântul ăsta. Tati să dărâmă casa, spune el. Dar mama spune, ce ai visat, mă? Ce ai pățit? Dă-mă Olița și trimite-l pe ăsta să plece de aici. Și el continuă și insistă, dar nu vorbește cu mama, adică cu soția lui Iov, vorbește cu Iov. Știți că ea a avut altă părere. Și îi spune lui, tati să dărâmă casa. Și atunci dânsul îmi spune mie, zice, am început să ascult. Când am ascultat, am auzit scârț, 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 ciudat la urechea mea. Am înfipt mâna în soție și am tras-o de acolo din pat, am înfipt mâna în el și n-am apucat decât să trag piciorul. După ce am tras piciorul dincolo de ușă, tot peretele ăsta s-a prăbușit în casă înăuntru, că fusese spălat de ploaie la bază, s-a prăbușit și am fipt picioarele patului prin dușul meu în jos. Am fi fost drobiți acolo, a fost o fracțiune de secundă. Și am spus, a fost o fracțiune de secundă și este prețul ascultării de glasul lui Dumnezeu. Să nu disprețuiești niciodată, fiule, nu disprețui, nu disprețui. Când vă întreabă cineva care a fost păcatul lui David, să nu-i spuneți că a păcătuit cu Bathsheba, că nu acesta a fost păcatul lui, ăsta a fost urmările păcatului lui. Știți care a fost păcatul lui? I-a spus prorocul Natan, pentru ce ai disprețuit cuvântul Domnului? Dacă ăsta era păcatul. Datorită acestui lucru au urmat celelalte. De aceea, iubiții mei, nu numai să nu disprețuim, să prețuim foarte mult cuvântul lui Dumnezeu, să ne fie scump sufletului nostru, pentru că el nu a fost semnat
cu vorbe, ci a fost semnat cu sângele Fiului lui Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi. Lucrul acesta să ne ajute Dumnezeu să înflorească în viața noastră înaintea copiilor noștri și înaintea lumii în care ne găsim noi astăzi. Oamenii privesc de aproape și vor să vadă ce a făcut credința din noi. Pe el nu interesează cum se numește o credință sau ce crede. Interesează produsul final. Ce a făcut din tine credința aceasta? Ce fel de om erai tu înainte să vii la credință aici? Ce fel de om ești tu astăzi? În chemarea aceasta ești chemat să fii proroc al celui prea înalt, intra pregătirea lui. Dumnezeu pregătește pe cel ce îl cheamă pentru o anume lucrare. Și de aceea spune Biblia, nu-ți pierde inima când te pregătește Dumnezeu. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de Domnul. Nu-ți pierde inima. Ai încredere că El știe ce face, El te pregătește pentru lucrarea pe care trebuie să o îndeplinești. Și nu poți să mergi acolo nepregătit. El pune în mintea ta, în sufletul tău, în ființa ta, tot ce este necesar ca să poată împlini planul lui cu tine. De aceea spune, fiule, nu disprețui mustrarea Domnului. Dimpotrivă, prețuiește cuvintele Domnului așa cum scrie Scriptura, ca pe o comoară, ca pe ceva deosebit de prețios. Și dacă vom merge împreună în Epistola către Romani, în capitolul 6, vom constata aici că, de fapt, Sfânta Scriptură arată că nu toți cei chemați, cum i-a spus pruncule, tu ești chemat, nu toți cei chemați vor răspunde chemării acestea. Dar tu să nu fii niciodată dintre cei care amână pe Dumnezeu și îl trimite, vino mâine, mai gândesc până mâine. Lui Dumnezeu nu-i poți spune așa ceva. Asta poți să spui unui vecin sau poți să spui, dar lui Dumnezeu niciodată nu poți să-i spui vino mâine, pentru că mâine nu o să mai ai inima asta care o ai acum. Mâine inima o să fie mai rece, mai rea, mai depărtată. Astăzi este ziua mântuirii. Chiar acum, zice Domnul, acesta este momentul pe care l-a cunoscut de mult Dumnezeu. Și iată ce scrie Sfânta Scriptură aici. Acolo unde ne arată calea pe care trebuie să meargă un om care cu adevărat și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Nu știți că toți câți am fost botezați, am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui, este versetul 3. Nu știți lucrul acesta? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați viața noastră veche împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Aceasta e diferența. Iată diferența. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Noi luptăm cu viața noastră, dar pierdem startul. Startul nu este lupta aceasta, ci schimbarea ființei noastre. Dumnezeu începe cu lucrarea aceasta. Noi nu putem, tu nu poți să te schimbi singur pe tine, adică tu ești un om mândru și firea ta mândră să scoată mândria afară din tine, bă, n-ai cum, Satana nu poate să scoată afară pe Satana, așa scrie Biblia. Și atunci, dacă tu lupți cu firea ta mândră să scoți mândria afară din tine, când ai reușit să scoți mândria afară din tine, ghiși ce se întâmplă. Ești foarte mândru că ai scos mândria afară din tine, e mândria e mult mai mare și mai, încerci să scoți răutatea. Nu se poate, trebuie să vină cineva. Vă voi da o inimă nouă. Vă voi da o inimă nouă. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și în timp ce privim, suntem schimbați, nu ne schimbăm. Nu. Suntem schimbați în același chip al Lui. Și iubiții mei frați, Biblia spune așa, dacă am murit împreună cu Hristos, adică ce spune Pavel în Galateni, eu sunt răstignit față de lume și lume răstignită față de mine. Dacă am murit împreună cu Hristos, atunci scrie Scriptura, credem că vom și trăi împreună cu El. Aceasta e dacă, acest mare dacă. Întrucât știm că Hristos îl înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește,
trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat. Ce cuvânt e ăsta, socotiți-vă? Dumneavoastră, ce credeți, copiii se joacă sau nu se joacă? Se joacă? Asta credem noi despre ei. Dar ăștia nu se joacă. Ăștia când se joacă de-a pompierul, ăsta este pompierul. E... Când se joacă de-a doctorul, ăsta chiar e doctorul. El trăiește acest lucru. De aceea i-ați văzut cât suflet pun ei în tot ceea ce fac. Toată ființa este acolo. Și nouă ni se spune, dar cum să încep, cum să fiu eu omul ăsta care să pot să îmbrăcați-vă în Domnul Hristos? Cum să mă îmbrac în Domnul Hristos? Adică să te îmbrăcat în Domnul Hristos înseamnă procedează sau fă așa cum știi că ar fi făcut El dacă era în locul tău. Asta înseamnă să te îmbraci în Hristos. Sfânta Scriptură spune aici, știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege. Păcat și moarte, legea păcatului și a morții. Nu mai sunteți sub asta, ci sunteți sub harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Păcatul să nu mai aibă stăpânirea asupra voastră. Nepotul mi-a luat telefonul. Și-a pus acolo un joc și tot trăgea cu el. Mie îmi trebuia telefonul. Nepoate, dă-mi telefonul. Nu mi-l dă. E lipit acolo de chestia asta și nu-mi dă telefonul. Fiică mea, gata, repede, ați văzut vultur când prinde pește? Sare și gata, pac, să-l... Și nu, zic, nu se lucrează așa, altfel. Și îl întreb pe el așa. El are 9 ani. Nepoate, zic, cine are controlul? Tu ai controlul asupra telefonului sau telefonul are controlul asupra ta? Cine are controlul? Nepotul a stat o clipă, zice, eu am controlul asupra telefonului și mi-a dat telefonul imediat. Aici Biblia spune păcatul să nu mai stăpânească asupra voastră. Cine are controlul? Dacă ați fost făcuți liberi și am fost făcuți liberi în Domnul Hristos, avem putere să poruncim răului, nu păcatul stăpânește. Nu el are control asupra vieții noastre. Nu el dictează cursul vieții noastre. Ci dimpotrivă, așa cum a spus Iosif, nu că fac un lucru rău sau nu fac, nu pot să fac așa ceva. Cum aș putea să fac un rău atât de mare, spune el. Imposibil pentru mine. De aceea, iubiții mei frați, să încredințăm sufletele noastre aceluia care ne va schimba după chipul asemănării Lui, în același chip al Lui, din slavă în slavă. Amin.